Noua lege a pensiilor ajunge astăzi în Camera Deputaților, la mai puțin de o săptămână după ce a fost adoptată de Senat. PSD și PNL vor ca legea să treacă pe repede înainte de Parlament și să fie promulgată până la finalul anului. Ministerul Muncii spune că pensiile românilor vor crește în anul electoral 2024 cu 40% în medie. De asemenea, proiectul prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați până la 65 de ani. Primim detalii de la colegul meu Octav Vasilescu. Bun găsit, legea pensiilor ar urma să producă efecte încă de la data de 1 ianuarie. Toate pensiile, inclusiv cele speciale, vor crește cu 13,8%. Acest lucru se întâmplă ca urmare a indexării cu indicele inflației. De asemenea, pe parcursul anului următor ar trebui să fie recalculate toate cele peste 4,7 milioane de pensii din România. Pensia minimă este acum de 1125 de lei, iar de la data de 1 ianuarie ar trebui să ajungă la 1281 de lei. Mai mult decât atât, Ministerul Muncii promite că pensia minimă va ajunge aproape la 2000 de lei net în toamna anului viitor. De asemenea, nicio pensie nu ar trebui să scadă după recalculare. Impactul bugetar al tuturor acestor creșteri este estimat la 25 de miliarde de lei. Legea va aduce schimbări și în privința vârstei de pensionare. Vârsta minimă va crește treptat pentru femei, astfel încât în anul 2035 niciun român nu va mai putea să se pensioneze înainte de 65 de ani decât în condiții speciale. Stagiul minim de cotizare va fi de 15 ani pe noua lege, iar cel complet va fi de 35 de ani. De asemenea, românii vor putea cumpăra până la 6 ani de vechime. O altă noutate ar fi reducerea vârstei de pensionare pentru femeile care au născut și crescut copii de-a lungul vieții. O mamă va putea obține o reducere de cel puțin 6 luni și cel mult 3 ani și jumătate. Așadar, de exemplu, o femeie care a născut 2 copii va putea să obțină o reducere de 1 an și să iasă la pensie la 64 de ani față de 65. Ne așteptăm ca legea să fie modificată ușor în Camera Deputaților, asta pentru că PSD și PNL vor să introducă anumite excepții pentru câteva categorii vulnerabile. De exemplu, vârsta de pensionare pentru mineri ar urma să rămână la 45 de ani și nu 47 de ani, așa cum prevede proiectul adoptat de Senat. Ne așteptăm să vedem câteva excepții și pentru angajații care lucrează cu deșeuri radioactive. După ce va trece de Camera Deputaților, noua lege a pensiilor va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.